Întâlnirile din cadrul proiectului eparhial Ortodoxie și Leadership al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei au continuat aseară cu un eveniment inedit intitulat Despre eleganță, pur și simplu. Protagoniștii au fost două dintre cele mai iubite prezentatoare TV, Sanda Țăranu și Iuliana Tudor, care au intrat în dialog cu jurnalistul Ioan Șolea, care este și președintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Buzău. Evenimentul a fost organizat de Teatrul George Ciprian, fiind destinat cu precădere tinerilor căutători ai adevăratelor valori și receptivi la reperele moral creștine. M-am bucurat că aveți un ambient frumos în care să trăiți și să fiți sănătoși și să vă bucurați de viață, să vă bucurați de tot ce este mai frumos. Televiziune se poate face respectând rigoarea profesiei, fără să faci compromisuri mai. Și atâta timp cât există atât de puține lucruri care să ne adune împreună, important este să ne amintim de ele, să vorbim despre ele și să ne încurajăm copiii să le urmeze. Alături de tineri și invitați s-au aflat și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian și reprezentanții ai autorităților locale. Slavă lui Dumnezeu că am avut o întâlnire frumoasă, că cei ce au participat și au ascultat au trăit emoția acestei întâlniri, iar cele două doamne, într-adevăr, au vorbit cu atâta convingere și cu atâta căldură despre eleganță, pur și simplu, cu toate nuanțele acestui cuvânt. Sperăm ca această întâlnire să fie de bun augur, ca și cele care vor urma de acum încolo. Proiectul eparhial pentru tineret, ortodoxie și leadership se derulează pe tot parcursul anului 2016 cu scopul de a reliefa rolul pe care fundamentele religios-creștine ale educației îl au în formarea adevăraților lideri ai zilelor noastre. Întâlnirile aduc înaintea credincioșilor personalități din diferite domenii de activitate, care vor să se înrăurească drept modele în parcursul personal, spiritual și profesional al acestora.